a Crăciunului, le auzim pentru că se potrivesc stării care ne cuprinde, aceea a dorului de casă, de întoarcere în timp, de regăsirea copilului din noi. Astfel cred că este momentul cel mai potrivit de a rememora o poveste. O poveste care ar putea începe așa. La un an după ceea ce în istoria noastră a primit numele de Marea Unire, într-un mic oraș de lângă Dunăre se năștea o școală. Un oraș pe care un sadoveanu l-ar fi putut numi locul unde nu s-a întâmplat nimic. Dar s-a întâmplat să se construiască un spațiu cultural care a modelat de-a lungul anilor destinele ale oamenilor și ale comunităților din zonă. Nu a fost ușor, era o perioadă dificilă, cu ani de război, cu resurse puține, însă dificultățile au fost depășite, iar școala a trecut prin mai multe epoci, sub mai multe nume, și s-a împământenit ca un reper spiritual imposibil de ignorat. Vreau să mulțumesc celor prezenți pentru că au dat curs invitației noastre de a fi împreună la acest moment jubiliar. Sunt și alți oameni care și-ar fi dorit să fie aici, dar nu au putut din diverse motive. Starea de sănătate, distanța, programul de lucru. Ne-au transmis însă că sunt cu sufletul și cu gândul alături de noi. Există așadar o comunitate numeroasă, formată din oameni răspândiți în toate colțurile lumii, care au petrecut o parte din viața lor, mai mică sau mai mare, în spațiul cunoașterii reprezentat de școala noastră. Eu sunt dintre norocoșii a căror viața a fost împletită prin mai multe fire cu șirul întâmplărilor care constituie ființa acesteia. Iar în calitatea mea de elev, ajuns ulterior coleg de cancelarie cu foștii săi profesori, mă înclin în semn de respect și recunoștință față de cei care sunt încă aici. De asemenea, doresc să aduc un omagiu celor care nu mai sunt printre noi, dintre care două nume au pentru mine o rezonanță specială. Domnul profesor, director, inspector, intelectual de mare rafinament, Lucian Pavel, și domnul profesor, director, matematician cu lecturile unui umanist și cu eleganța conversației rar întâlnită, Cristian Lichiardopol. Care astăzi se numește Colegiul Național Nevoie Basarab, este, nici nu se putea altfel, profesorul de istorie și domnul director al acestei școli, a cărui energie și putere de muncă le-am admirat întotdeauna, domnul Constantin Ceaușu. Dumnealui s-a documentat cu acribie, a reușit să adune un grup de lucru și a dus la bun sfârșit un proiect care n-a fost deloc ușor și care îi aparține în proporție covârșitoare. Monografia școlii pe care o sărbătorim astăzi. Mulțumim autorităților locale, primăriei, pentru că ne-au fost parteneri în materializarea proiectului și în organizarea acestei festivități. În semn de mulțumire, aș vrea să-i dăruiesc domnului primar un exemplar din monografia liceului nostru și să-l invit să ne spună câteva cuvinte. Ce să fac dacă Dumnezeu atâta înălțime mi-a dat, mă folosesc și eu că mediul înconjurător. Vă mulțumesc foarte mult, doamna director, pentru onoarea care mi-ați făcut-o. Să adresez cu acest prilej câteva cuvinte oaspeților dumneavoastră și copiilor din această sală, elevilor din
cadrul Colegiului Național Neagoe Basarabu. Pentru dumneavoastră am văzut că doamna director probabil că a vrut să fie mai scurtă, dar n-a vorbit despre rezultatele senzaționale, vorbesc de rezultatele academice pe care elevii acestei școli le-au avut de-a lungul anilor. Aceste succese extraordinare ale elevilor nu puteau avea loc fără un corp didactic extraordinar de bun și dedicat meseriei. Pe zi ce trece, vedem că adevărații profesori dedicați și cu dragoste de carte au și rezultate foarte bune. Încă de când am ajuns primar, împreună cu Cristi Chiadopol, unul din prietenii mei din copilărie, am dorit ca acest liceu, cu rezultate foarte bune, să devină Colegiu Național. Lucru care s-a și întâmplat cu sprijinul Inspectoratului de Învățământ de la Călăraș. Pe această cale vreau să le mulțumesc și dumnealor. Avem reprezentanți ai Inspectoratului aici și țin să le mulțumesc. Eu, ca primar al localității, vreau să mulțumesc tuturor profesorilor care au făcut posibil ca noi, care ne ocupăm de destinele urbei, să ne lăudăm că într-un municipiu atât de mic am avut elevi care au terminat cu 10 media la BAC. De exemplu, acum 2 ani, când în toată țara au fost decât 30 de copii care au luat BAC-ul cu 10, unul a fost din Oltenița. Și dacă nu mă înșel eu, și anul acesta am avut o fetiță care a avut media 10 la bacalaureat. Bineînțeles, din cadrul Colegiului Național Neagoe Basarab. Eu vreau să mulțumesc pe această cale corpului didactic, să urez elevilor succese cât mai mari și să dea Dumnezeu să ne întâlnim numai în situații de genul ăsta foarte fericite. Vă mulțumesc! În continuare, îl invit pe domnul profesor Constantin Ceaușu să ne vorbească despre experiența dumnealui de cronicar contemporan, materializată prin textul monografiei. Onorată asistență, am bucuria de a vorbi încă o dată la o aniversare a liceului, azi Colegiul Național. Am mai vorbit pe urmă cu 20 de ani, când am sărbătorit cei 8 de ani atunci ai liceului Neagoe Basarab. Așa cum ați aflat, m-am ocupat în ultimii ani de monografia liceului, pentru că și eu am fost elev al acestui liceu și tatăl meu a fost elev și soția mea și sora mea și copiii mei au învățat la acest liceu. Și aveam, și ca profesor de istorie, o obligație morală de a pune pe hârtie informațiile pe care le-am dobândit în timp. Liceul Oltenițean și-are începuturile în anul 1919, când, după un an după Marea Unire, când un important primar, Cristache Danielescu, a avut inițiativa fondării unui gimnaziu în acest oraș. Și a avut în jurul său un grup mare de oameni de mare valoare, intelectuală, morală și materială. După multe insistențe, au venit aprobările în august și septembrie 1919 de la plasa pretura Plășii Oltenița, de la prefectura Ilfov, de la minister, dar în acel moment nu exista un local. Primul local al viitorului liceu a fost actuala casă
al Mircea Fădurul. Deci unde pe strada mare, pe colț, vis-a-vis de Dunărea, vis-a-vis de agenția Roto. Și acolo elevii noștri au învățat primele trei clase. A doua locație este cea de astăzi. Când niște oltenițeni adoptați, familia Alemăneștianu, a donat acel loc, care anterior mai fusese utilizat ca școala de băieți, viitoare școala 1, actuala școală Spiru Haret, numai că era o clasă, era un local pe colț, strada Traian, așa se numea strada aceasta, care se numește acum Atinetului, colț cu strada General Mane, actuală Mihai Eminescu. Numai că această locație era și ea foarte veche și când se construia atunci, a avut nevoie de reparație. Această a doilea locație a fost donată, o donație a familiei Constantin Alemăneștianu și soția sa, Savisa Princescu Alemăneștianu. O familie pentru care Oltenița a avut și are interne situații de mulțumire. În școala s-a aranjat, s-a retușat cât de cât și acolo și-au făcut activitatea primele clase de gimnaziu. Școala s-a secundară din Oltenița, viitorul liceu, azi Colegiul Național, s-a fondat pe baza unei legislații școlare redactate de un ministru de mare valoare, Spiru Haret, mare reformator, om de știință, de reputație internațională, motiv pentru care unul din caratele lunii îi poartă numele. Conform legilor lui Spiru Haret, s-a plecat cu primul curs. Liceul avea două cursuri, cursul inferior și cursul superior. Cursul inferior se numea gimnaziu, ca și în zilele noastre, cursul superior, liceu. După 4 ani, sau formațiile 4 clase, a 3-a, 2-a, 3-a, 4-a, de gimnaziu, și în anul 5-lea a funcționat prima clasă de liceu. Condițiile acestea, donația făcută de familia Sarbiza Alemăneștianu, a fost cu condiția ca liceul să se poarte numele lui Constantin Alemăneștianu. Și așa s-a și întâmplat, prin un alt decret legal, în 1922, liceul s-a numit Constantin Alemăneștianu. Adică acestea de Mănăștian, pentru că aveau din județul Buscel, și Constantin Alemăneștianu a fost ministrul Industriei, Agriculturii și Comerțului, iar Sarbiza, soția lui, a fost primul doctor în drept, prima femeie doctor în drept din Europa. De asemenea, a fost o animatoare a mișcării feministe naționale și internaționale. A fost prietenă cu Regina Maria, pe care a învățat-o limba română.